Opriți acțiunile de hărțuire și defăimare lansate de Consiliul Coordonator al Audiovizualului. Asta i-a cerut directorul general al companiei Starnet, președintelui Comisiei Parlamentare Cultură și Mass Media, Kiril Lucinski. Într-o scrisoare expediată acestuia, antreprenorul declară că se confruntă cu atacuri și presiuni tendențioase din partea CCA-ului. În replică, președintele Comisiei de Profil, Kiril Lucinski, spune că știe despre scandalul în care este implicată compania și presupune că la mijloc ar fi interese ascunse din partea unor concurenți. În scrisoarea expediată președintelui Comisiei Educație, Cultură și Mass Media, directorul general al companiei Starnet, Alexandru Machedon, spune că instituția pe care o conduce se confruntă cu numeroase atacuri, represiuni și acțiuni tendențioase din partea instituțiilor de reglementare, cum ar fi Consiliul Coordonator al Audiovizualului. În același document se precizează că după ce în ultimii doi ani compania Starnet a fost hărțuită prin instanțe de judecată fără niciun temei, CCA continuă acuzațiile publice cu scopul de a defăima compania și a induce în eroare actualii clienți, dar și pe cei potențiali. Kiril Lucinski spune că acest caz va fi examinat la una dintre următoarele ședințe ale Comisiei Parlamentare Mass Media. El presupune că la mijloc ar fi interesele ascunse ale unui concurent care ar vrea să excludă compania Starnet de pe piața serviciilor IPTV. Părerea mea, atunci când ai decizia Curții Supreme de Justiție care confirmă că activitatea este una legală, să vii cu niște afirmații că activitatea este ilegală, mi se pare că este o dorință doar personală sau este un conflict ce ține de concurență pe piață. Pentru mine este absolut clar că aici pot fi ascunse niște interese. Solicitat să comenteze, președintele Consiliului Coordonator al Audiovizualului a reiterat poziția sa că activitatea companiei Starnet ar fi una ilegală și a sugerat că declarațiile lui Kiril Lucinski ar avea tentă electorală. Amintim că săptămâna trecută compania Starnet a fost acuzată de încălcarea normelor de retransmisie a canalelor din pachetele de IP televiziune. Primele semnale de nemulțumire au fost lansate de Asociația Radiodifuzorilor, dar imediat a reacționat Consiliul Coordonator al Audiovizualului, care a subliniat într-un comunicat că Starnet ar fi difuzat unele posturi în lipsa actelor care confirmă dreptul de retransmisie. Mai mulți analiști politici și experți în domeniu au declarat însă că la mijloc ar fi interese de a obstrucționa activitatea operatorului cu scopul de a favoriza anumiți concurenți.